Lăudați să fie Domnul Iisus! Mulțumim Domnul Iisus pentru această seară binecuvântată. Vreau să luăm pe Domnul cu o cântare. Binecuvântarea ta, Domnul Iisus, să fie peste noi. Îți mulțumim că Tu lucrești prin Duhul Sfânt. Tu nu pleci niciodată de la mine. Și niciodată singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține. Din cel din tâi la cel din urmă pas. Tu ești mereu puterea ce mă ține. Din cel din tâi la cel din urmă pas. Au fost odată râuri de păcate, dar sângele salvării a spus nu. Oricâte au fost, eu le-am uitat pe toate și bine știu că le-ai uitat și tu. Oricâte au fost, eu le-am uitat pe toate și bine știu că le-ai uitat și tu. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu ai uitat tot ce am greșit. Îți mulțumim că Tu nu îți aduci aminte de greșelile noastre. Ajută-ne și noi să iertăm. Tu nu mă arunci, Iisuse, ca pe o zdreanță, ci ești mereu cu mine ca o stea. Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță, cum nu e nimeni să mi-o poată da. Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță, cum nu e nimeni să mi-o poată da. Sunt fericit chiar dacă vrei să suferi, când valuri vin și vânturi grele va. Plutesc pe ape ca un fir de nufă, pe care Tu-l păstrezi mereu curat. Plutesc pe ape ca un fir de nufă, pe care Tu-l păstrezi mereu curat. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că ne ajuți în dragostea Ta cea mare să ne păstrăm curat. Îți mulțumesc că ești cu mine în lume. Îți mulțumesc că m-ai iubit mereu. Îți mulțumesc că Tu mi-ai dat un nume. Tine sunt și Tu ești Dumnezeu. Îți mulțumesc că Tu mi-ai dat un nume. Când Tine sunt și Tu ești Dumnezeu. Îți mulțumesc că ești cu mine în lume. Îți mulțumesc că m-ai iubit mereu. Îți mulțumesc că Tu mi-ai dat un nume. În Tine sunt și Tu ești Dumnezeu. Îți mulțumesc că Tu mi-ai dat un nume. În Tine sunt și Tu ești Dumnezeu. Slavă Domnului! Aleluia! Mulțumim Domnului! Mulțumim Domnul Iisus că El ne-a dat un nume. Mulțumim Domnul Iisus că El ne poartă în carul Lui de biruință. Îi mulțumim Domnul Iisus că El ne ajută să trăim voia Lui. Iubiți frați și surori,
În această seară, spre slava și gloria Domnului, mi-a pus Domnul pe inimă un cuvânt din partea Lui și acest cuvânt îl găsim cu ajutorul Domnului să deschidem Biblia la pagina 62, la Exod, capitolul 4. Începând cu versetul 11, 15 și 16. Domnul i-a zis: cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd? Cu vedere sau orb? Oare nu eu Domnul? Tu îi vei vorbi și vei pune cuvintele în gura lui. Și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui. Și vă voi învăța ce veți avea de făcut. El va vorbi poporului pentru tine, îți va sluji drept gură și tu vei ține pentru el locul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Iubiți frați și surori, când am început să citesc din acest cuvânt, am zis: Doamne, îți mulțumesc că nu vrei să ne lași în necunoștință de adevărul Tău și că Tu vrei să ne luminezi, să ne științezi, să ne areți lucrarea cu privire la toate lucrurile care sunt pentru noi, pentru a putea ajunge în locul promis de Tine. Domnul o zis, n-o zis oamenii, n-o zis învățați viacului acestea, n-o zis împărați de pe acest pământ, n-o zis oamenii cu nume mare pe acest pământ, și o zis Domnul Dumnezeu, al cărui nume este veșnic și a cărui putere este veșnică, o spus: cine a făcut gura omului? E o întrebare. E o întrebare care are și răspuns. Și tot Domnul a pus o altă întrebare: cine face pe om mut și surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu Domnul? Dacă noi în seara aceasta vom lua la cunoștință căci Domnul este Cel care a făcut gura omului, că Domnul este Cel care a făcut pe om mut, că Domnul face pe orb, că Domnul dă vederea, că Domnul face toate aceste lucruri, vom înțelege planul lui Dumnezeu care l-are cu privire la noi toți. Lăudat să fie Dumnezeu! Și în versetul 15, Domnul spune: tu îi vei vorbi și vei pune cuvintele în gura lui. Și eu voi fi gura ta și cu gura lui. Eu voi fi cu gura ta și cu gura lui. Mesajul care Domnul mi l-a pus pe inimă în seara aceasta, iubiți frați și surori și iubiți prieteni, se l-am intitulat: cine este cu gura ta? Cine este cu gura ta și cine este cu gura mea? Și uitați-vă în Noul Testament, în Iacov, un om care, după multe greșeli care le-a făcut înaintea Mântuitorului, s-a întors cu inima spre Dumnezeu, că el nu vrea să facă lucrările Domnului, vrea să plece în altă cetate, Domnul Iisus, fiindcă atunci, în acele momente, nu suporta poate adevărul. Dar acest om care s-a întors cu fața spre Dumnezeu este un om care vrea să prezinte un cuvânt care de multe ori noi am avut eșecuri și căderi prin felul nostru de vorbire, prin felul nostru de manifestare. Și el vorbește despre limbă. În Iacov, capitolul 3, începând cu versetul 7, vreau să citesc: toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de otravă. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură este și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Nu trebuie să fie așa. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline? Sau o viță să facă smochine?
Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu vă mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprionirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace, lăudați să fie Dumnezeu. Iubiții mei, frați și surori, prieteni care auziți mesajul Domnului din seara aceasta, aici Iacov arată că toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de viețuitoare de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Și am stat și m-am gândit și gândiți-vă și dumneavoastră că omul poate să îmblânzească un leu, că omul poate să îmblânzească un șarpe, că omul poate să îmblânzească o balenă, un delfin, un animal sălbatic, îl poate îmblânzi și îl poate învăța cum să se așeze, îl poate învăța cum să se ridice sus, cum să stea în jos. Și m-am gândit, Doamne, animalele acestea, fiarele acestea înfiorătoare, Tu i-ai dat iscusința omului să le poată îmblânzi. Și limba, care este un mădular așa de mic, arată că omul nu o poate îmblânzi. Dar eu cred din toată inima, iubiți frați și surori, că și Dumnezeu, dacă a așezat acest cuvânt în Sfânta Scriptură, vrea să arate neputința omului. Un om care îmblânzește un leu, de exemplu, devine o mare vedetă că el poate să stea de vorbă cu un leu și să-i spună să stea jos, să stea culcat, să deschidă gura, să o închidă și mai strunește dintr-un bici în mână care să-l facă să se așeze cum vrea el. Și zicem, uau, ce puternic e omul acesta care a reușit să-l dreseze. Și vedem că un mădular care ne aparține nouă, cuvântul arată că niciun om nu o poate îmblânzi limba. Și este un rău care nu se poate înfrâna și este plină de otravă. Eu cred că există, și în seara aceasta o să vă prezint această lucrare, există o modalitate în care se poate face o lucrare în care limba care o am să binecuvinteze pe Domnul orice vreme, ca limba care o am să fie o limbă binecuvântată de Dumnezeu, care să nu aibă o travă, care să nu vorbească urât, care să nu fie de dată la ceartă, care să nu mintă, care să nu pismuiască, care să nu facă tulburare. Există de la Dumnezeu o lucrare în care Domnul vrea să ne arate că se poate face această lucrare, dar nu de mână omenească, ca să nu se poată lăuda nimeni. Să laudă oamenii că au îmblânzit animale, să laudă oamenii că au îmblânzit peștii, dar nu se poate lăuda cu un mădular care zice că îl poate ține în control și de multe ori am văzut în viața mea și în viața multora că am dat eșecuri după eșecuri și greșeli după greșeli. Și am vrea să citim în Isaia capitolul 50, începând de la versetul 4. Auziți ce minunat vorbește cuvântul Domnului despre Domnul Iisus? Și dacă Hristos este în noi, înseamnă că și noi trebuie să avem ceea ce avea Domnul Iisus Hristos. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită. Slăvit să fie Dumnezeu. Vedem că în Exod am citit cuvântul Domnului că și Domnul a făcut gura. Căci Domnul a făcut gura, spune cuvântul Domnului. Căci Domnul a făcut pe orb. În Exod, cuvântul Domnului, în capitolul 4, versetul 11, cine a făcut gura omului? E întrebarea. Și acum Domnul ne dă răspunsul. Domnul a făcut gura omului. Dar acum vrem să vedem ce gură vorbește
în mine și ce gură vorbește prin tine. Ce limbă avem, cu ce limbă vorbim, dacă avem limba și gura iscusită care vine de la Dumnezeu. Că cuvântul Domnului ne arată în salm, căci limba lor le-a pricinit căderea. Apostolul Pavel spune că dacă vorbești cu limba ta un cuvânt încurcat, cine va înțelege ce spui? Fiindcă Dumnezeu vorbește lămurit. Când ucenicii, în ziua cincizecimii, a coborât Duhul Sfânt peste ei, ziceau că vorbeau în alte limbi, cu le dădea Duhul, dar ce vorbiri aveau ei? Zice, vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și aici Domnul ne arată prin cuvântul său că Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită. Și această limbă iscusită are o lucrare și are un caracter care se deosebește de celelalte limbi. Și auziți ce spune. Această limbă iscusită știe să învioreze cu vorba pe cel doborât de întristare. Această limbă iscusită știe să binecuvinteze pe Domnul în orice vreme. Această limbă iscusită știe să binecuvinteze pe cei ce vorbesc urât. Știe să binecuvinteze pe cei ce prigonesc. Știe să aducă un mesaj de pace celui care este tulburat. Știe să ridice pe cel căzut. Această limbă iscusită. Și auziți ce spune această lucrare. Dacă Dumnezeu vrea să-mi dea această limbă iscusită, eu trebuie să o accept. Și uitați ce face mai departe în acest verset 4 Dumnezeu. Zice că Dumnezeu cu această limbă iscusită vrea să ridice pe cel doborât de întristare. El îmi trăzăște în fiecare dimineață. El îmi trăzăște urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. În fiecare dimineață glasul Domnului strigă la urechea mea și strigă în felul următor: Daniel, astăzi este o zi în care spun să nu te temi. De ce vei vedea în ziua de astăzi? Și vreau să asculți glasul meu. Astăzi vreau să binecuvintești, vreau să ai milă, vreau să iubești, vreau să ierți, vreau să faci voia mea. Dar pe lângă acest glas, mai vin și alte 10.000 de glasuri dimineața. Astăzi vreau să te răzbuni, vreau să bârfești, vreau să vorbești pe ăla. Uite ce am auzit că au zis despre tine, uite ce am auzit că au spus despre tine. Ferice de omul care deosebește glasul Domnului dintre zecile de mii de glasuri. Și Domnul ne spune nouă că El în fiecare dimineață nu obosește la fiecare ureche, la fiecare ureche, să vină să ne trezească urechea. Să bată la urechea mea și să mă trezesc și să aud glasul Lui, nu alte glasuri. Să ascult de glasul Lui, nu de alte glasuri. Și El de asta strigă dimineața la urechea mea, ca să ascult întocmai de dimineața până seara, să împlinesc voia Lui, să ascult de îndemnurile Lui, de sfaturile Lui și să fac întocmai cum îmi spune El la ureche dimineața. Care glas îl ascultăm noi dimineața, frați și surori? Vin 10.000 de glasuri. Și mai vine încă un glas. 10.000 de glasuri sunt amăgire și un glas e glasul lui Dumnezeu. Că zice să deosebim glasul Domnului dintre zecile de mii de glasuri. Vin 10.000 de glasuri care aduce numai povară, care aduce numai stres, care aduce numai teamă, care aduce numai bârfă. Și vine un glas din ceruri care spune: iubește, ai milă, iartă, fă bine, caută să faci voia mea, eu sunt cu tine, nu te teme, te voi izbăvi, îți voi da putere să treci peste toate aceste probleme din ziua de astăzi. Și în altă dimineață, din nou același glas vine și strigă. Dar nu obligă pe nimeni. Domnul vrea să vadă dacă eu vreau să ascult glasul Lui. Dacă vreau să ascult de îndemnul Lui, de sfatul Lui. Eu stau la ușă și bat. Cine aude glasul meu și îmi deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine, slăvit să fie Dumnezeu. Eu stau la tine, la urechea ta și bat la urechea ta să te trezesc. Să asculți glasul meu, să asculți sfatul meu, îndemnul meu, învățătura mea, să asculți cuvintele mele.
Și dacă lăsăm urechea să fie trezită de glasul Domnului, auzi ce spune mai în versetul 5. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit. Nici nu m-am tras înapoi. Nu m-am împotrivit când Domnul mi-a spus, iartă pe cel care te bârfește. Iubește pe cel care aruncă cocar în tine. Binecuvintează pe cel ce te blastămă. Vorbește cuvinte pline de pace. Cuvinte pline de îngăduință răbdătoare. Pline de iubire. Vorbește cuvintele mele. Nu lăsa altă limbă să vorbească în gura ta. Limba iscusită, care înviorează, care aduce pace, care vorbește frumos, care este ușor de înduplecat. Lasă limba iscusită să vorbească și ascultă glasul meu. Nu asculta cele 10.000 de glasuri care vine să te amăgească. Aici zice, Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit glasului său. Nu m-am împotrivit, zice cuvântul. Nici nu m-am tras înapoi. Nu m-am tras înapoi de la glasul Domnului și să mă spere cele 10.000 de glasuri care vin cu furie spre mine, să mă amenință, să mă aduc în deznădejde, în descurajare, în necredință. Nu! Nu m-am dat înapoi când o vin glasurile acestea căpetenilor, al domniilor, al stăpânilor și al duhurilor răutății care se luptă cu toți creștinii din ziua de azi. Și am ascultat de glasul Domnului care îmi spune, dacă crezi în numele meu, vei merge din putere în putere și vei avea biruință asupra tuturor vrăjmașilor. Nu m-am împotrivit și nu m-am dat înapoi. Dar dacă noi acceptăm limba iscusită, dacă noi acceptăm să ne dea Domnul gura aceea, așa cum i-a zis și la Ieremia, ce vezi Ieremia, un vegheator, bine ai văzut că eu veghez asupra cuvântului meu să-l împlinesc. Iată că îți voi pune, mă voi atinge de gura ta și îți voi pune cuvintele mele în gura ta. Aleluia! Voi face ca limba ta să fie o limbă iscusită, o limbă care vine de la mine din ceruri, nu o limbă care nu se poate înfrâna, o limbă firească, o limbă pământească, o limbă care toată ziua bârfește și vorbește de rău pe toți, o limbă care niciodată nu stă liniștită, o limbă care nu binecuvântează pe Domnul numai când îi merge bine, o limbă care nu poate să vorbească de bine numai când este vorbit de bine, o limbă din asta nu am nevoie, eu vreau să îți dau o limbă iscusită, care mă poate binecuvânta întotdeauna, care poate să vorbească cuvintele minunate ale lui Dumnezeu, care poate să vorbească cuvinte de mângâiere pentru cel întristat. Și auziți urmările oamenilor care acceptă o limbă iscusită, auziți urmările a oamenilor care ascultă și se trezește urechea la glasul Domnului, ascultați urmările oamenilor care s-au lăsat ca urechea să-i fie deschisă și nu s-a împotrivit glasul Domnului și n-au dat înapoi. Auziți urmările, zice, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obraj înaintea celor ce smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat. De aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine, l-o dat să fie Domnul. Și Domnul Iisus a spus, dacă copacul e verde, eu făcut ce eu făcut, dar celui uscat, cine va răbda până la capăt, va fi mântuit. Și cuvântul Domnului spune, ce gură vorbește prin tine, Daniel? Ce gură vorbește prin tine, frate? A cui gură vorbește? Ce limbă? Ce limbă vorbește prin gura ta? Care limbă, fraților? Uitați-vă, cuvântul Domnului ne spune că limba aceea care nu se poate înfrâna, limba aceea care face numai rău, auziți, limba aceea este firească, este plină de ceartă, este plină de tulburare, este plină de fapte rele. Iar limba iscusită este o limbă curată, o limbă pașnică, o limbă blândă, ușor de înduplecat, o limbă plină de îndurare, de roade bune, o limbă fără părtinire, nepățarnică. Și această limbă aduce neprihănirea ca să seamănă în pace pentru cei ce fac pace, lăudat să fie Domnul. Și am zis, Doamne Iisuse, eu am nevoie de limbă iscusită. Doamne Iisuse, eu am nevoie de glasul Tău să mă trezească în fiecare dimineață. Eu am nevoie, Doamne, în fiecare dimineață glasul Tău să strige la urechea mea și să mă înveți ce trebuie să fac astăzi. Să mă sfătuiască, să mă mustre, să mă îndrepte, să-mi arete calea astăzi cum trebuie să umblu. Și vreau să ascult de acest glas, Doamne. Și chiar dacă vor veni 10.000 de glasuri,
Vreau, Doamne, glasul Tău să fie în urechea mea și în inima mea și cu glasul Tău voi birui, cu limba Ta iscusită, voi birui cele 10.000 de glasuri în numele Tău, slăvit să fie Domnul. Cu glasul Tău, Dumnezeule, și cu limba Ta iscusită, voi birui și nu voi da înapoi și voi merge din putere în putere și voi aduce prin această limbă iscusită slavă numelui Tău și glorie, cinste și onoare și slava Ta se va vedea peste tot că Tu ești Cel care vorbești prin gura oamenilor Tăi. Am vrea, frați și surori, să înțelegem că Dumnezeu a vrut să arate neputința noastră. A vrut să ne arate nouă că putem să îmblânzim animale, putem să îmblânzim cele mai fioroase animale. Și nu putem să îmblânzim o limbă care trebuie schimbată. Nu putem să schimbăm o inimă care e plină de piatră. Numai Dumnezeu. Dumnezeu în cuvântul Său, în seara aceasta, Dumnezeu în cuvântul Său ne-a arătat, prin dragostea Lui cea mare, ne-a arătat Dumnezeu cel sfânt și veșnic, care ne iubește și nu vrea să ne lasă să mergem pe căi rătăcite, ne-a arătat că El este Cel care dă gură, că Dumnezeu este Cel care îl face pe orb, că Dumnezeu este Cel care îl face pe mut, că Dumnezeu este Cel care poate să pună o limbă iscusită în loc de o limbă firească, pământească, care aduce numai năcaz și durere. Haideți să-L ucidem cu vorba. O limbă care ucide. O limbă care face rău. O limbă care nu stă liniștită deloc. Și o limbă care nu se poate îmblânzi. Și Domnul a zis, cine a făcut gura omului? Și le-am găsit răspunsul. Tu, Doamne, ai făcut gura omului. Domnul a pus întrebarea, cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Tu, Doamne, faci această lucrare. Și totul, Doamne, poți să pui o limbă iscusântă în gura mea. Poți, Doamne Dumnezeule, în fiecare dimineață să-mi trăzăști urechea și mie și la toți oamenii care Te iubesc. Poți, Doamne Dumnezeule, Tu să faci această lucrare și poți să-ți întărești poporul Tău cu această limbă iscusită, să laude numele Tău, cu această limbă iscusită, să binecuvinteze în orice vreme numele Tău și cu urechea trăzită să audă glasul Tău și trâmbița Ta când va suna, slăvit să fie Domnul. Iubiți, frați și surori, am vrea să ne rugăm și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, de multe ori n-am acceptat limba Ta iscusită. De câte ori când mi-ai oferit această limbă, eu n-am acceptat-o. Am refuzat limba Ta iscusită. Am refuzat limba aceasta care merge și înviorează pe cel doborât de întristare. Am refuzat limba aceea care merge și binecuvintează pe cel care e căzut și îl ridică. Am refuzat limba aceea iscusită care poate să spună un cuvânt de pace și nu de răzbunare. Doamne, mi-am astupat urechea la glasul Tău când Tu mi-ai zis să iert. Eu n-am iertat. Când Tu mi-ai spus ca să iubesc, eu n-am iubit. Când Tu mi-ai spus să fac bine, nu l-am făcut. Mi-am astupat urechea, Doamne, de multe ori și astăzi vreau să accept limba iscusită care vine de la Tine. Vreau să accept glasul Tău să mă trezească în fiecare dimineață. Și glasul Tău care strigă în fiecare dimineață la fiecare ureche a copiilor Tăi. Nu te teme, sunt cu Tine, nu te las. Crede că Iisus vine. Crede că Iisus ți-a pus limba iscusită. Și crede că vei birui astăzi toate problemele, că fiecare zi își are necazul ei. Crede dacă te leși cu limba cea iscusită care vine de la Dumnezeu și mă las cu limba cea iscusită care vine de la Dumnezeu. Dacă lași glasul meu să-ți trezească urechea, crede că în ziua de astăzi vei avea biruință. Iar mâine când te vei trezi din nou, eu nu obosesc și nu mi-e greu să viu din nou la urechea Ta și să strig. Daniel, să strig Vasile, să strig Emanuel, te iubesc, vreau astăzi să te întăresc, vreau astăzi să asculți glasul meu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea înțelepciune și să-i cerem Domnului limba cea iscusită, să acceptăm ca urechea noastră să fie trezită și să acceptăm lucrarea lui Dumnezeu și să nu dăm înapoi. Căci Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în cei ce dau înapoi. Și cei ce au credință să meargă prin credință.
Și nu uitați că limba iscusită întotdeauna binecuvintează. Și mi-a venit în minte un verset din Cântare.